Bine v-am regăsit, scumpii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine! Vă alegeți o ceașcă roșie sau verde, verde sau roșie și vom deschide de pe 4 până pe 6 ianuarie să vedem ce vă zice ceștele voastre pentru aceste dăți, dragi mei, până vă concentrați în ceașca voastră. Vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, într-adevăr sunt foarte, încântată de mesajele voastre, dragii mei, să dea Domnul la fiecare în casa voastră să vie minuni în viața voastră, scumpii mei, să știți. Dacă v-ați haideți să deschidem și să vedem ce vă zic ceștile voastre, destinul vostru pentru aceste deți, de pe 4 până pe 6 ianuarie, să dea Domnul să fie totul bine. Vom deschide prima ceașcă, să vedem ce ne va zice prima ceașcă. Asta este prima ceașcă, vă arăt și vouă ca să vedeți. Vă arăt ca să vedeți. Dragii mei, aici cum am deschis, v-am văzut într-un ungher, stați așa gânditori. Vă gândiți oare ce să fac, cum să fac, unde să mă duc, oare cum să ies în aceste probleme și cum să... Poate că aveți foarte multe datorii și vă gândiți cum să dau aceste datorii. Poate nu găsiți de muncă, cum oare să găsesc un loc de muncă ca să pot să-mi dau datoriile sau să pot să-mi fac cheltuielile. Dragii mei, să știți că o să vă vină un telefon la urechea voastră și o să... Găsiți un loc de muncă. Dacă ați depus acte undeva sau dacă doriți să găsiți un loc de muncă și ați spus la alte persoane că căutați un loc de muncă, să știți că aceste persoane, fără ca să vă întrebe pe voi, o să vă ajute să vă găsiți un loc de muncă și o să te sune și o să-ți zică că am găsit pentru tine un loc de muncă. Dacă dorești, poți să începi la acest loc de muncă și, într-adevăr, imediat o să acceptați pentru că, într-adevăr, aveți nevoie de un loc de muncă și o să intrați la acest loc de muncă și, într-adevăr, o să fie un loc de muncă bine plătit și o să vă rezolvați toate datoriile, o să vă rezolvați toate problemele pe care le aveți în casa voastră din cauza financiară scumpii mei, să știți, pentru că asta îmi arată uh, ceașca. Să știți, v-am mai spus, dragii mei, și iarăși vă spun că este înger păzitor deasupra voastră cu aripile deschise. Să știți că îngerii mereu sunt lângă voi, îngerii mereu vă păzește de toate negativitățile, de toate vrăjile, de diochi. Să știți, este un înger alb foarte frumos și vă apără de toate negativitățile și de toate vrejile, să știți că dacă, cum să simțiți dacă îngerii sunt lângă voi, v-am zis că când simțiți așa un miros de, de vanică, dar nimeni nu, nimeni nu coace în jurul vostru așa, mai știu eu, biscuiți sau altceva, să știți că îngerii sunt lângă voi. Sau când dorești să faci un lucru și uiți, să știți că atunci te, îngerii te păzește de o pagubă, să știți, te oprește ca tu să nu te duci la acel drum sau tu să nu ești în casă, pentru că în momentul celălalt nu este posibil de a ieși ca și te apără de o uh, zi grea sau te apără de o negativitate, dragii mei, să știți într-adevăr, îngerii sunt mereu lângă voi și vă păzește, să știți asta. Vreau să vă zic că în casa voastră, dacă aveți copii, să știți că copiii voștri, poate să fie la școală, poate să fie la muncă, să știți că copiii voștri o să meargă în ridicări, dragii mei. Ce vor fi asta? Poate să înceapă să învețe mai bine, să fie mai ascultător. Sau la locul de muncă poate să se uh, mărească la o altă poziție și asta pe voi să vă, uh, o să vă pară foarte bine. Sau poate că doriți să uh, căsătoriți un copil să știți că și acest lucru o să meargă foarte bine pentru că Doriți ca acest copil să se căsătorească, că încă nu și-a găsit perechea, dar să știți că acest copil o să-și găsească perechea în 2023, dragii mei, stați liniștiți că acest copil care dorești tu să se căsătorească sau să-și găsească de muncă sau acel copil să asculte mai bine de tine sau să învețe mai bine la școală, să știți că acest copil o să se liniștească și o să înceapă să învețe mai bine și o să înceapă să asculte mai bine de voi, scumpii mei, să știți că, într-adevăr, copiii voștri vor fi cu mintea mai luminată în aceste zile sau în acest an și o să fie pentru voi o bucurie mare. Pentru că într-adevăr într doriți ca să fie așa și așa vă fi să știți. Pentru că asta îmi arată ceașca. Litera U, A, D, B și S. Persoanele care sunteți cu aceste litere în nume sau prenume. Să știți că dacă încă nu ați găsit pereche potrivită, pentru voi să știți că vă bate un clopot pentru dragoste, pentru că dacă încă nu ai găsit, o să găsești acea pereche pe care o dorești tu să știi și o să fie foarte bine pentru voi. Poate să fie la locul de muncă, poate să fie în altă parte, dar această dragoste va fi la voi pe neprins de veste, să știți și asta pe voi o să vă bucure foarte mult. Poate să pleci cu un prieten sau cu o prietenă în altă parte și cu uh, ajutorul acele persoane să faci cunoștință și așa o să vă nimeriți într-o relație frumoasă și o să vă placă unul de altul, așa de parcă o să fie o dragoste de la prima vedere, scumpii mei să știți, o să fie foarte bine pentru voi. Văd că în casa voastră foarte multe lumânări aprindeți pentru că aici este o lumânare aprinsă. Asta să știți că și ceașca vă dă de veste cu cât o să aprindeți lumânări în casa voastră. Să știți că lumânările adună energia negativă dragii mei, arde toate negativitățile din casa voastră și ceașca tot așa vă ziceți. Vă zice să continuați mai departe, să aprindeți lumânări în casa voastră pentru că flacăra arde din casa voastră negativitățile și curăță energia negativă din casa voastră. În casa voastră să știți că în aceste zile o să fie mai liniștit, o să se limpezească apele în casa voastră pentru că toate greutățile din casa voastră s-au adunat la o margine și vă dă voie deja să vă faceți lucrurile în liniște, dragii mei, să știți. Să dea Domnul să fie totul bine. Să vedem și farfuria. Dorința voastră să știți că se va împlini. Și uitați-vă aici este un trandafir în mijlocul casei voastre, dragii mei. Cum am zis, în casa voastră va fi liniște. O să fie mai multă iubire. O să fie mai multă liniște și bucurie decât în trecut. Pentru că acest trandafir va arată că viața voastră o să fie mai frumoasă. După multe greutăți, va veni și binele în casa voastră, scumpii mei, să știți asta. Pentru că după orice ploaie, vine și soare, să știți acest lucru, toată vremea să vă amintiți acest lucru, dragi mei. Veți vărsa lacrimi de fericire pentru că, cum am deschis, uitați-vă, se varsă lacrimi de fericire. Veți avea o bucurie foarte mare și o să vărsați lacrimi de fericire. Uitați-vă aici ce pește este. Asta ce înseamnă că financiar o să vă meargă bine cu pentru că numărul 2 care ați ales financiar o să vă meargă foarte bine, o să vă între bani în casa voastră și o să vă prindă bine acești bani pentru voi. Una, 2 trei, 4, să știți că patru uși aveți deschise de în fața voastră. Poate să fie muncă, dragoste, căsătorie, mai știu, eu, poate să fie pentru că toate aceste uși pentru voi sunt deschise: litera T, V, E, N, G și T, L. Persoanele care sunteți cu aceste litere, în nume sau prenume, să știți că pentru voi vin vești minunate și aceste vești pe voi o să vă bucure foarte mult că într-adevăr aveți nevoie de aceste vești. Poate să fie de la o judecată, poate să fie de la o învăță, învățătură, poate să fie de la. La un spital, să știți că nu contează, dar aceste vești bune pe voi o să vă bucure foarte mult, o să vă fie bine pentru voi. Aici văd o pușcă, dragi mei, să știți, uitați-vă! Această pușcă vă arată că o să aveți puțin gălăgie. În ce gălăgie o să aveți gălăgie între rude? De ce? Pentru că poate că aveți probleme cu o moștenire. Poate să fie altceva, dar văd că o să aveți o gălăgie între rude pentru că această pușcă vă zice să stați departe de certuri, să stați departe de gălăgie pentru că o să vă nimeriți într, într o ceartă mare și o să aveți o gălăgie între rudele voastre, să știți. Dacă vă nimeriți în așa fel, îndepărtați-vă de această ceartă, pentru că dacă o să fiți și voi înăuntru aceste certe, o să vă supere foarte mult. Dacă vă nimeriți, îndepărtați-vă, că dacă o să vă îndepărtați, o să fie mai bine pentru voi, să știți. Să nu ziceți că nu v-am spus. Vă văd foarte mult așa că vă simțiți în greutăți, dragi mei. Vreau, ce, vreau să vă dau un sfat. Când vă simțiți așa de mult în greutăți, aduceți-vă aminte de un pom, dragii mei. Știți așa? De ce vă zic acest lucru? Pentru că pomul, tot așa când este iarnă, își... Uh, I cad frunzele, dragii mei, dar când vine iarăși primăvara, iarăși înflorește, iarăși înmugurește și iarăși este un pom verde, dragii mei, să știți. Și voi să faceți acest lucru pentru că după fiecare greutate să știți că și voi aceste greutăți o să fie trecătoare și iară o să încep după această greutate, o să încep iarăși să înflorești, o să încep iarăși să înmugurești, dragii mei, pentru că vă văd când voi sunteți așa triști, nu aveți nicio soluție de a rezolva Așa vă închideți ca într-o cutie și nu, ieși, nu doriți să ieșiți de acolo, dar să nu faceți acest lucru, din contra ieșiți din acea cutie și făți lucrurile pentru că într-o bună zi și tu iarăși o să începi să înflorești, o să începi să mugurești, dragii mei, să știți, niciodată să nu dați voi nici la dușmanii voștri să vă pui la pământ. Mereu mergeți cu fruntea în sus, mereu cu capul în sus și o să veți că ce bine o să vă prindă când o să faceți acest lucru, dragii mei, să știți. Să știți că aveți drumuri, dar aceste drumuri sunt drumuri scurte. Poate să fie de la muncă, poate să fie de la țară în sat sau din, ța din sat la țară. Așa sunt drumuri scurte pentru voi. Dar aveți aici este o maimuță. Știți câteodată săriți ca o maimuță din ram în ram. Întâi, până nu terminați un lucru, începeți alt lucru. Tot așa, acel lucru până nu l-ați terminat, începeți alt lucru. Așa, vă saltați ca o maimuță din ram în ram, dragii mei. Vreau să vă zic întâi să terminați un lucru, după ce terminați acel lucru de făcut, poți începe altul. Pentru că dacă te vei arunca așa din ram în ram, să știți că atunci nu vei reuși niciun lucru, niciun lucru să-l faci. Pentru că știți că lucrul lăsat de azi pe mâine așa rămâne, așa voi o să fiți. Întâi terminați. De asta poate să fie și un lucru simplu. citește o carte, întâi termina acea carte de citit, apoi treci la altă carte. Eu vă spun de exemplu ca să știți, ca să înțelegeți, așa faceți și voi. Întâi, ai de săpat grădina, întâi termină de săpat grădina, apoi seamănă acele semințe, așa. Vă spun ca să înțelegeți, dragii mei, pentru că. Un lucru nu se termină, treceți la altul. Un lucru nu se termină, treceți la altul, și așa rămân toate lucrurile nefăcute. Dar tu pleci mai departe, și restul lucrurilor rămân nefăcute în spatele tău, dragii mei, să știți asta. Să dea Domnul, să fie totul bine. Să știți că persoanele care ați ales numărul 2 și voi o să aveți noroc, în dragoste, pentru că aici relația voastră vă arată că o să fiți mai puternici. Bărbat, femeie, nu contează. Dacă sunteți căsătoriți, să știți că căsătoria voastră o să meargă spre bine. Dacă aveți logotnic sau logotnică, să știți că și relația voastră o să meargă foarte bine. Pentru că intrați într-o perioadă care dragostea voastră o să fie mai puternică decât în trecut. Pentru că până acum ați avut certuri, mereu v-ați supărat unul cu altul, nu ați găsit limbă comună unul cu altul. Dar să știți că intrați într-o perioadă care o să puteți discuta cu Răbdare, o să discutați cu vorbe frumoase și asta pe voi, relația voastră, o să se ducă într-un drum bun, să știți. Dar știți când discutați, să discutați fără ca să țipați unul la altul sau fără ca să vă jigniți unul pe altul, că până acum așa ați făcut. V-ați jignit unul pe altul, ați strigat unul la altul și nu ați găsit niște cum o limbă comună între voi, dar cum am zis, intrați într-o perioadă care o să fiți liniștiți și o să puneți toate lucrurile la punct, scumpii mei, să știți. Asta, într-adevăr, este foarte bine să știți. Să dea Domnul să fie totul bine. Vreau să vă zic, v-am mai spus și înainte, până nu dați semnătură nici la un act. Până nu citiți acel act, nu semnați nimic pentru că poate cineva să vă amăgească și să vă nimeriți într-o într datorie foarte mare, dragii mei. Acest lucru a ieșit și în trecut și acum a ieșit același lucru. Până nu citiți acel act, nu semnați. Cum am zis, o să vă nimeriți într-o datorie foarte mare și asta, orice act poate fi, nu contează, poate să vină să zică că azi, trebuie semnătura ta ca nu știu ce, că nu știu ce. Întâi citește, apoi de acea semnătură, scumpii mei, să știți. Cu sănătatea aveți grijă de durerile de ochi și durerile de cap, să știți, scumpii mei. În afară de asta o să fie bine pentru voi. Să dea Domnul să fie totul bine. Două dorințe, aveți trei dorințe, una se împlinește foarte, foarte repede, să știți, uitați-vă, o să aveți o dorință care se va împlini foarte, foarte repede. Cum am zis, dragii mei, uitați-vă acel bărbat! Care mereu v-ați certat în casa voastră, în relația voastră Niciodată nu ați găsit o limbă comună între voi Dar cum am zis, aici deja o să începeți să vă înțelegeți mai mult unul cu altul Și să găsiți limbă comună între voi, scumpii mei, să știți O, spuitați-vă pentru că aici este o căprioară Și aici o, o persoană care netezește această căprioară Să știți că norocul este de partea voastră Și liniștea și iubirea va fi de partea voastră, scumpii mei, să știți să dea Domnul să fie totul bine. Așa, scumpimei. mei, asta a fost deschiderea noastră. Sper să fie pe înțeles. Dacă nu ești abonat, abonează-te, deschide clopoțelul ca să fii la curent de toate videurile pe care le fac pentru voi. Și dacă priviți, lăsați măcar o virgulă, o inimă ca să văd și eu că ați privit, scumpimei mei, să știți. Eu vă iubesc, vă doresc o seară cât mai frumoasă. La revedere!